Bună ziua, stimați spectatori! Astăzi suntem în incinta Muzeului de Istoria orașului Chișinău și în ajunul acestei sărbători frumoase, în primul rând, din partea colectivului Muzeului de Istoria orașului Chișinău, vreau să felicit cu această sărbătoare, să vă doresc multe sănătate și realizări frumoase. În cadrul evenimentului de astăzi, avem o prezentare care este legată cu municipiul orașului Chișinău și vom vorbi pe parcursul acestui eveniment despre noua temă a municipiului Chișinău, care deja a fost aprobată, și vreau să ofer cuvânt domnului doctor conferențiar Silviu Andreeș Tabac. Bună ziua, onorați gazde, stimați telespectatori și radioascultători. Este o onoare să particip la acest eveniment legat de sărbătoarea Sfântul Hramului Orașului și aș vrea mai întâi, în acest context, să transmit salutul întregii Comisii Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, care se ocupă de stemnele și drapelele tuturor localităților și ale persoanelor juridice și fizice, și un salut special cu veri de succes și cu felicitări de sărbătoare din partea Președintelui Comisiei, consilierul Corneliu Popovici. În ceea ce privește simbolurile municipale, Chișinău nu a fost un oraș care să nu fi avut însemne. În Evul Mediu, Chișinău a avut un sigiliu cu stemă, dar, din păcate, puținele exemplare de sigilii orașenești care s-au păstrat n-au consemnat acest însemn. Deci știm că a fost, nu știm ce a fost. În perioada Imperiului Rus, orașele în general nu au avut steme, exceptând Soroca, care și-a primit tema în 1914, cele de la noi, pentru că tradiția rusească nu prevedea o autonomie urbană și orașele în general purtau stemele fie a guvernei, în cazul Chișinăului, Chișinău purta stema guvernei, altele purtau stemele județelor, altele nu aveau stemă. Astfel, sub Imperiul Rus, Chișinău a purtat două steme a regiunii Basarabia, una de la 1817 și una de la 1826, și o stemă a guvernei Basarabia de la 1873, care, prin anumite convenții, a fost decorată altfel și o stemă a orașului era puțin deosebită de stema guvernei, deși scutul era același. Prima stemă adevărată a Chișinăului a fost aprobată în anul 1930, când Chișinău avea calitatea de municipiu, și această stemă a funcționat în toată perioada Regatului României. În 1991, Consiliul, Sovietul de Deputați ai Poporului Chișinău a reluat în uz stema de la 1930, îmbunătățind-o grafic de prin efortul regretatului artist plastic Gheorghe Vrabie. Această stemă a fost păstrată și actualmente ca esență, ca stemă mică a orașului. Mai mult ne-am străduit să fie păstrată inclusiv și linia desenului lui Gheorghe Vrabie, dar Chișinău față de alte orașe din țara noastră care mai mici ca importanță, rămânea în urmă prin faptul că nu avea stemă mare, adică stemă care să aibă susținători și deviză. Acest fapt n-a fost luat în considerent foarte mult timp până în anul 2014, când viceprimarul în funcție, Nistor Grozavu, și Alexandra Moțman, șefa Serviciului de Administrație Publică Locală, au luat contactul cu Comisia Națională de Heraldic pentru a evalua starea simbolurilor orașului Chișinău, tuturor simbolurilor, gradul lor de oficializare și pentru a trasa căile de
cum ar fi să normalizăm aceste simboluri ca să nu fie mai prejos decât la alte localități și chiar sate din țara noastră. În acel an 2014, Comisia Națională de Heraldică a dat un aviz prin care erau expertizate toate însemnele orașului și asupra stemii, și asupra drapelului, și asupra coloanului primarului general al municipiului Chișinău, asupra altor simboluri, care, imnul care nu era nici într-un fel oficializat și asupra stemelor și drapelelor localităților componente din orașul Chișinău. Deci acest aviz a fost luat în seamă de primăria orașului Chișinău și au demarat lucrări pentru realizarea pașilor propuși de Comisia Națională de Heraldică. Cea mai importantă lucrare dintre toate a fost crearea stemii mari a municipiului Chișinău. Autoritatea locală a organizat un concurs pentru susținători și un concurs pentru deviză. La susținători, propunerile care au venit au fost puține și nu foarte argumentate, încât Comisia Națională de Heraldică însă și-a trebuit să facă un concurs de propuneri intern asupra care ar fi simbolurile care să reprezinte Chișinău în calitate de susținători. Și dintre aceste simboluri învingător a fost turnul de apă, mai ales că acest turn de apă există și astăzi și putea fi dublat pentru în timpuri, în secolul XIX, la Chișinău existau două turnuri de apă de aceeași construcție arhitecturală și încât n-ar fi fost o greșeală dacă am fi reprezentat două turnuri de apă. Aceste elemente au fost alese practic unanim de toți factorii implicați, atât cei de la Comisia de Heraldică, cât și cei de la primărie și din grupurile de lucru, rămânând doar deviză. La deviză s-a procedat la un alt concurs, de asemenea prelungit, și devizele care au fost propuse din start au fost două. Una, Virtus Romana Rediviva, Virtutea Romană Renăscută, era o deviză pe care Gheorghe Vrabi a plasat-o pe un afiș cu stema Chișinăului din 1991, un frumos afiș executat în Iugoslavia și care a avut o circulație largă, dar această temă niciodată n-a fost oficializată. O a doua temă propusă a fost cea pe care am făcut-o noi prin noi înșine, care simbolizează ideea că orașul trebuie să-și ia soarta în mâinile lui și să nu aștepte daruri nici la Dumnezeu, nici la Guvernul Central. De asemenea, s-a propus ca toată lumea să poată alege între aceste două devize sau să ofere niște soluții de alternativă, explicând de ce își doresc aceste devize. Nu voi intra în detaliile întregului concurs, dar această deviză prin noi înșine a ieșit învingătoare în cele din urmă. Astfel a fost creată această stemă a municipiului Chișinău. Partea artistică la care nu o să mă refer, pentru că am alături cu colega Mariana Șlapac și care va vorbi, ea a fost la fel de importantă ca partea intelectuală, pentru că din start ne-am propus să păstrăm cât mai mult din ceea ce a fost tema veche a orașului Chișinău, inclusiv din punct de vedere artistic. În ceea ce privește, asta este deci tema mare și asta este tema mică a orașului Chișinău, care se deosebește de vechea stemă doar prin culoarea coroanei, acum această coroană fiind de aur și simbolizând faptul că Chișinău este capitala Republicii Moldova. În privința drapelului orașului Chișinău, deci s-au înlăturat anumite probleme din drapelul vechi. Nu s-au reușit nici propuneri de drapele de nici într-o parte și nici Comisia Națională de Heraldică nu a putut genera o propunere alta decât pornind de la drapelul vechi. De ce s-a creat această problemă? Pentru că drapelul orașului Chișinău avea niște deficiențe din punct de vedere vexilologic, dar era obligatoriu ca drapelul orașului Chișinău să aibă culoarea albă. Dat fiind că Chișinău se asociază cu orașul alb cu umeri, sau orașul cu umeri albi de piatră,
datorită imnului cunoscut din 1971 și acest alb dominant trebuia să fie păstrat. Păstrarea albului presupunea probleme tehnice mari care n-au putut fi surmontate de Gheorghe Vrabie și Eudochia Vrabie la 1998 și nici întru totul de către Comisia Națională de Heraldică, dar actualmente avem numai o greșeală mai importantă între acest simbol, breile galbene care sunt în câmp alb, ceea ce este o greșeală tehnică. Însă aceasta, din anumite considerente, poate fi admisă în anumite condiții. Deci astfel am păstrat și albul și în loc de breu torsat din trei fire al lui Gheorghe Vrabie, care nu este o emblemă vexilologică, s-au pus trei brăi normale, dar păstrând același număr de trei care se referă la trecut, prezent și viitorul orașului și la Sfânta Treime. Aceasta a fost explicația pe care au dat-o autorii. S-a scos coroana murală care nu mai împiedica. Deci ăsta este drapelul nou. Așa, acesta este drapelul vechi, deci chișinăuienii vor observa o continuitate destul de pronunțată între vechiul și noul simbol, dar acesta nou este, din punct de vedere tehnic, superior față de acest vechi. În cazul tuturor autorilor și din perioada interbelică și din ceea ce privește cuplul Vrabie, calitatea lor de autor a fost păstrată în elementele care au fost păstrate. A doua realizare a municipiului Chișinău este o premieră pentru spațiul românesc în general. Chișinău și-a aprobat steme și drapele de sectoare. Puține orașe din spațiul nostru au așa ceva. În schimb, steme de sectoare au orașe europene de mare importanță, ca Berlinul, Praga, Roma și multe, multe alte orașe mai mici pe care nu le menționez. Deci, elaborând acest set de simboluri, am încercat și noi și autoritatea municipală să dea o identitate sectoarelor, identitate care va fi în creștere și care în cele din urmă va genera o autonomie locală, sperăm cu toții. În primul rând, deci Comisia de Heraldică a creat niște condiții pentru simbolurile sectoarelor pentru a le unifica. De asemenea, s-a stabilit că va exista o stemă mare și o stemă mică. Stema mare va păstra acvila Chișinăului. S-a creat o coroană cu patru turnuri care să timbreze scuturile și care să arată faptul că este vorba de un sector, nu de municipiu și nu din oraș. Iar pe pieptul acvilei a fost pus elementul cel mai important, scutul peste tot, care a primit o culoare specifică care se asocia cu sectorul respectiv și în același timp s-a urmărit ca două sectoare să nu aibă aceeași culoare. Intenția a fost ca aceste culori să devină în timp un fel de culori corporative ale corporației tuturor locuitorilor sectorului respectiv. Astfel, culorile au fost împărțite pe cale naturală. Deci, verdele a revenit sectorului botanica, pentru că este denumirea de la sine, spune că botanica e legată de culoare verde. Buiucanii au primit culoarea de purpură, deoarece la Buiucani este concentrată întreaga autoritate politică și spirituală, deci purpura fiind culoarea supremă în ierarhia tuturor culorilor heraldice și care permite transgresarea. Albastru a fost dat centrului, deoarece acolo avem telecentru și ne-am legat de aer, care este în heraldică de culoare albastru. Sectorul Râșcani a preluat culoarea roșie datorită omofoniei dintre numele Râșcanu și roșu și una din etimologiile care se referă la numele Râșcanu admite această etimologie din roșu, deci nu este sigură. În sfârșit, Ciocana a primit culoarea neagră, care este culoarea prin excelență a industriei și Ciocana fiind sectorul cel mai industrializat din Chișinău. Culorile odată împărțite, mai departe s-a proces la alegerea emblemelor concrete care să intre în stemele mici. Aici primăria a organizat o mare
implicare a pretorilor, deci șefi, pretorii și arhitecții și mai ales au venit la mai multe întruniri, iar arhitecții au făcut niște propuneri care să vină din partea lor. Aceste propuneri au fost generalizate, ideile lor au fost extrase, pentru că, bineînțeles, nu erau finalizate din punct de vedere heraldic, și dar cele bune au fost preluate, simbolizate în plus și făcute cu ajutorul arhitecților de la sectoarele municipiului Chișinău primele proiecte. După care au fost antrenați cei doi desenatori de bază, Mariana Șlapac, care a făcut desenele stilizându-le la maxim și omogenizându-le cu stilul Vrabie, și Andrei Gaidașenko, care a fost selectat printr-un concurs ca să fac desenele electronice și chestiile aferente unor prezentării tuturor imaginilor la Comisia Națională de Heraldic și la aprobare. Astfel, așa, sectoarele au primit, deci, ca să mă refer, asta este sectorul botanic, verdele despre care v-am spus, porțile orașului simbolizează, porțile de aici sunt făcute în stilul artei populare din zona în care ne aflăm, simbolizează porțile orașului și fiind în stilul artei populare, simbolizează muzeul satului. Această idee și a aparținut inițial niște embleme arhitectului Iurii Casab de la pretura respectivă. În același timp, dragonul daci care flutură deasupra porților simbolizează faptul că la botanică avem o concentrație a străzilor cu nume legate de Dacia. Bulevardul Dacia, strada Sarmizege Tusa, Bulevardul Traian, Bulevardul Decebal, și astfel a fost simbolizat respectiv. Prin drapelul sectorului botanică, deci așa arată aproximativ toate drapelele, albul de la Chișinău a fost păstrat, în partea dinspre dreapta privitorului, care se cheamă Batant, deci avem o fasciere în alb, care e culoarea orașului și culoarea sectorului, în cazul de față verde, numărul 4 de câmpuri albe, simbolizând 4 turnuri de la coroana sectorului. Așa, la sectorul Buiucan, cum am spus, purpura simbolizează puterea, iar buzduganul central este puterea politică, acolo avem Parlamentul, Guvernul și Președinția, palatele sunt acolo. Fătlie simbolizează instituțiile culturale și de învățământ, majoritatea vechilor universități, Biblioteca Națională, Biblioteca pentru Copii, Biblioteca Municipală și alte teatre sunt în acest sector. Deci această fătlie simbolizează elementul cultural și educațional. Iar crucea procesională este simbolul spiritual, aici avându-și sediu Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove a Bisericii Ortodoxe Ruse, Mitropolia Basarabia a Bisericii Ortodoxe Române și Episcopia Romano-Catolică de Chișinău. Deci acest element este foarte important, partea spirituală, pentru că știm că Chișinău a ajuns capitală și datorită faptului că aici s-a instalat Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni și și-a refuzat să-și mute sediul în momentul când s-au propus alte localități pentru statutul de capitală. Această stemă va fi a sectorului Buiucani atâta timp cât nu avem un sector centru istoric care se preconizează de foarte mulți ani de a fi creat. În momentul când acesta va fi creat, este probabil că stema va ajunge la acest sector, iar buiucanii își vor crea o stemă nouă care nu știu cum va fi. Și drapelul respectiv, care este același, ca la, după același tipic. Simbolurile sectorului centru, deci am spus albastru este culoarea telecentrului, iar elementele sunt, componente sunt următoarele.
Toiagul la Asclepius simbolizează faptul că acolo se află principalele spitale din țara noastră, Spitalul Republican, Institutul Oncologic, Centrul Cardiologic și alte sumedenii de spitale sunt în sectorul respectiv. Buzduganul simbolizează că în acest sector se află administrația militară a țării noastre, deci Ministerul Apărării, Marele Stat Major și multe dintre alte instituții care sunt acolo. În sfârșit, aceste patru scuturi care cantonează încrucișarea celor două mobile, simbolizează multiplicarea informației. Multiplicarea informației simbolizând telecentrul, deci instituția noastră, televiziunea națională și radioul național. Dintre autorii acestei steme, trebuie menționat, în afară de cei care deja i-am nominalizat, trebuie menționat ca pictor Anatol Pricop, iar ca autor Tudor Radu Tiron de la București. Drapelul respectiv. La sectorul Ciocana avem acea culoare neagră industrială, ca pe fundalul căreia se văd două ciocane. Deci este vorba de arme grăitoare, este foarte clar. Sub aceste ciocane avem o fântână hidraulică care simbolizează că apa Chișinăului depinde de acest sector. Acolo sunt instalațiile de curățare a apei și tot acolo există sonda de rezervă de apă arteziană în caz de diferite întâmplări nedorite. Soarele care este deasupra simbolizează că ciocana este sectorul cel mai de est și chiar imnul neoficializat, dar sperăm care va fi oficializat a sectorului Ciocana, spune că atunci când Chișinău se trezește, ciocana este prima care deschide ochii, așa este și atunci am păstrat acest element pentru stemă. Câmpul este zidit pentru că acolo avem o sumedenie de întreprinderi legate de domeniul construcției sau de extragerea pietrei. Asta este drapelul. Observați la acest drapel cât de frumos poate fi interpretată culoarea neagră într-un drapel. Mulți au frică de această culoare, ori ea nu este deloc una de neglijat. Eleganța pe care oferă culoarea neagră poate fi tratată de o manieră deosebită. În sfârșit, sectorul Râșcani are aceste elemente principale. Podul, care este element central, simbolizează podul, podul principal de peste râul Bâr și care cândva acest râu era frontiera dintre două ținuturi, ținutul Orheiului și ținutul Lăpușnii. Anumite mărfuri, trecând peste Bâc, trebuiau vămuite. Deci, acest din hotare râul Bâc a devenit un element de unire. Cea mai frumoasă emblemă din această temă rămâne a fi diligența descămată. Diligența este o căruță de poștă care se referă la toponimul Poșta Veche, acolo cândva s-a aflat poșta de cai a orașului Chișinău. De aceea diligența este descămată, că e stațiune de poștă, nu e cai se odihnesc. Sub bolta podului, avem o ancoră care se referă, ancora în primul rând la râul Bâc, bolta se referă la mina de piatră care avem la Râșcani și podul este zidit de asemenea pentru, simbolizând extracția pietrei. Dar originea acestei ancore este în stema familiei Râșcanu, pe care am putut-o depista la Arhiva Națională a Republicii Moldova datorită colegului Sergius Ciocanu. Printre autori merită menționat Alexandru Burlacu, arhitectul de Râșcani, care a contribuit inclusiv și artistic la realizarea acestei steme. Revin și la Ciocana, pentru că aici am avut contribuția arhitectului Oleg Maievski, care de asemenea a fost una importantă. Și acesta este drapelul sectorului Râșcani. Ce urmează să mai facem? Deci problema cu stemele și drapelele a fost încheiată într-un mod fericit, lung, dar ne-am luat de grijă și noi și autoritățile municipale și lumea le poate utiliza deja cu multă încredere.
La ordinea de zi avem imnul orașului Chișinău, care tocmai în aceste clipe este în proces de a fi oficializat, deci este necesar să se facă un șir de documente pentru oficializarea lui, și care n-au fost făcute la timp. Este evident că va rămâne același imn pe care îl iubim cu toții, cântec despre orașul meu scris de Eugen Doga și pe versul lui regretatului Gheorghe Vodă, un cântec scris pentru filmul televizat Chișinău, Chișinău, regizat de Ion Mijaș, care a fost pus în circulație în 1971. Prima interpretare a acestui cântec a fost realizată de încă studenta Sofia Rotaru, și această interpretare în atâția ani încă n-a fost depășită, respectiv primăria încearcă să păstreze acest element ca element simbolic intact, și dacă vor mai fi mici ajustări, deci se va face o altă interpretare pentru uzul curent. Ca să poată, așa cum putea cânta Sofia Rotaru, nu poate cânta oricine. Deci un cor de, ar trebui să aibă altfel de interpretare decât acea interpretare. Și vreau să vă spun cu bucurie că maestrul Eugen Doga deja a făcut ajustările necesare în ceea ce privește partea lui. O alt pas care urmează a fi făcut este cel legat de oficializarea coloanului primarului general a municipiului Chișinău. În același timp, așteptăm ca și localitățile componente din municipiul Chișinău, sate și orașe, pentru că nici jumătate dintre ele nu și-au făcut stemă și drapele, vor procede în sfârșit la elaborarea acestor însemne, fără care Chișinău nu poate avea o față cu adevărat europeană. Noi suntem un oraș în care avem cei mai mulți turiști din Republica Moldova și acești turiști nu-și pot procura suvenire heraldice, ceea ce este un lucru neplăcut, pentru că mulți turiști urmăresc achiziția unor exoane, unor insigne, unor farfurii, unor linguri care se poartă stemele localităților prin care trec. În sfârșit aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor de la Comisia Națională de Heraldică care au avut răbdare din 2014 până în 2020 să tot lucreze în repetate rânduri la diverse segmente legate de elaborarea simbolicii orașului Chișinău și ale sectoarelor lui. Să le mulțumesc reprezentanților primării că au avut încredere în ceea ce facem și au insistat să promovăm pe toate segmentele ceea ce era necesar să promovăm. Fostului primar general Dorin Chirtoacă, fostului viceprimar Nistor Grozavu, actualului primar general Ion Ciobanu, care a, în mandatul căruia a fost oficializată, că nici oficializarea nu s-ar fi produs ușor dacă nu exista o cooperare între toate forțele, și în sfârșit vreau să le mulțumesc și chișinăuienilor, pentru că dacă n-ar exista orașul lor, n-ar fi necesar să aibă acest oraș simboluri. Mulțumesc! Vă mulțumim mult pentru această prezentare foarte importantă și ați făcut, într-adevăr, un lucru foarte important pentru identitatea culturii noastre și clar că de astăzi, probabil, nu numai toate instituțiile publice o să fiu implicate în proces de promovare, dar și cetățenii. Eu sper că noi vom mândri de această simbolică care, într-adevăr, face o legătură între trecut și viitor. Și vă mulțumim mult că ați prezentat această informație foarte importantă și, cum ați menționat, pentru partea artistică, eu vreau să ofer un cuvânt membrului corespondent Academiei de Științe, doctorul habilitat, doamnei Mariana Șlapac. Da, mulțumesc foarte mult! Deci eu reprezint aici echipa picturilor heraldici, picturii mai puțin vorbesc, mai mult vin cu desenele lor, dar așa este azi formatul, că
se dorește a asculta și echipa aceasta de artiști plastici, din care fac eu parte, este prezent aici la acest eveniment și încă un pictor heraldic, este vorba de chiar un tânăr pictor heraldic care nu de mult a intrat în, nu știu, în acest proces extraordinar de interesant. Este vorba de Andrei Gheorghișenko, este prezent, este aici. Gaitășenko, da. Și dacă s-ar putea eu să iau această stemă a Marii Chișinăului, vreau să menționez că a fost o experiență foarte interesantă pentru mine. Deci, inițial am fost chemată pentru a reprezenta doar stema sectorului Buiucani. Nu mergea deci, procesul deloc ușor, cu toate că, mă rog, acolo desenul pare a fi deci, foarte simplu, dar au fost anumite probleme, iată, Silviu arată. Aceasta este tema la care deci, am început să lucrez până la urmă, după mai multe consultări cu autorul, domnul Silviu Andreeș Tabac și colegii de la Comisia Națională de Heraldică, a fost terminată, dar am fost eu personal antrenată mai mult în faza finală a procesului artistic, când s-a început lucrul asupra stemei mari a Chișinăului și definitivarea tuturor temei. Deci, pentru mine a fost o practică absolut inedită, deoarece se cerea, de fapt, compunerea acestei steme, având ca reper deja o stemă desenată și desenată nu, poate, eu știu, pictor, eu știu, cum si cum sa, dar este vorba, într-adevăr, de un artist plastic, reputat, foarte talentat, Gheorghe Vrabie, care a desenat această stemă și care deja era foarte cunoscută locuitorilor orașului Chișinău și plus dumnealui are o manieră foarte specifică în reprezentările lui heraldice, dacă în general toate le vom examina, este o linie îngroșată, este, nu știu, așa, o tratare energică, este o numită energie care vine și spun că de a lucra, deci noi aveam o, eu știu, o dublă problemă de a crea ceva nou și frumos, dar și de a lăsa intactă această temă, ea trebuia, eu știu, trebuia să fie ca un diamant în acest anturaj. Și după, într-adevăr, iată, domnul Tabac a povestit, după mai multe consultări, au fost aleși ca tenanți, ca susținători, două obiective arhitecturale, deci turnul de apă sau castelul de apă, se mai spune, limba rusă vădănăpornă bașnă, deci un obiectiv industrial din secolul al XIX-lea, care aparține unui arhitect extraordinar, este vorba de Alexandru Bernardazzi, care, de fapt, a contribuit cel mai mult dintre toți arhitecții la imaginea vizuală a Chișinăului. Deci, din nou, trebuia să ne gândim cum să reprezentăm acest turn. Era o variantă de a utiliza aceeași manieră, așa o manieră de placat, tot brutală, cu linii groase, și altă manieră de a merge prin contrast, cu linii foarte subțiri, deci un desen ajurat, dantelat, care de acum va completa imaginea din centru, imaginea centrală, și care, deci, eu știu, prin contrast va aduce ceva acestei steme, eu știu, și până la urmă, având consultări cu pictorii, cu autorul stemei, am ajuns la concluzie că să, totuși să încercăm această variantă ajurată. Este vorba, am examinat mai multe relevee, proiecte, chiar originare, și plus acele proiecte care au fost proiecte de restaurare. Clădirea astăzi este restaurată, există anumite devieri de la proiectul original, și până la urmă
s-a ajuns la această formulă. Ea este stilizată, ea nu reproduce unul la unul nici proiectul original, nici proiectul restaurat. Da, iată, domnul Tabac îmi arată cum arăta în secolul al XIX-lea acest castel de apă, acest turn de apă. Și aici este important, iată, de spus că acest obiectiv, acest castel de apă are forma unei cule, de fapt unei locuințe turn. Locuințe turn noi întâlnim absolut, practic, în toată Europa, în spațiul Caucazului. Deci aici era foarte importantă componenta apărării și această verticalitate, deci domnul Tabac a menționat, care înseamnă într-o măsură și rezistența omului și tinde spre divinitate. Deci, de asemenea, este prezentă în aceste obiective. Aceste cule sunt prezente, de asemenea, și în spațiul românesc, în special în Untenia, și în Untenia până în secolul XVII, chiar începutul secolului al XVIII. Deci este vorba și această manieră care a fost utilizată de arhitect, care a lucrat, a practicat stilul eclectic, deci o combinație de stiluri istorice, așa un fel de retrospectivă istorică, deci aici întâlnim și stilul bizantin, deoarece toată lumea poate să vadă această alternanță de blocuri de piatră, de culoare gri mai descris, gri mai închis, plus cărămida, care întotdeauna este prezentă în arhitectura bizantină, plus o serie de detalii decorative. Deci, după mine, este unul dintre cele mai frumoase obiective de arhitectură industrială, în general, pe care noi o avem. Și acel fapt că astăzi există doar numai un singur monument de arhitectură industrială, deci în care ne aflăm noi astăzi, al doilea care era plasat la intersecția străzilor Veronica Micle și Alexandrie, el nu mai există, dar noi îl reproducem aici, adică noi, eu nu știu, restabilim ceva, ceea ce a fost pierdut. Cine știe, poate din nou cândva, undeva ceva va fi construit, poate puțin deplasat, să mai există și asemenea practică. Și aceste obiective, ele sunt plasate pe un suport, de fapt un soclu, tot așa stilizat alea antic, și această diviză foarte interesantă după mine, care arată că totuși trebuie, știu, noi cu mâinile proprii să ne făurim și viitorul și prezentul. Iată, cam acestea fiind spuse, la partea artistică și la celelalte, deci partea deci la care am contribuit eu personal, toate aceste steme ale sectoarelor care au fost de fapt redesignate de artistul plastic Andrei Gaidășencu, eu încă o dată, cu mâna de arhitect, încă o dată era un fel de stilizare finală pentru a corespunde acestei maniere foarte originale a artistului Vrabie. Mă bucur foarte mult, eu l-am cunoscut foarte bine pe artistul plastic Gheorghe Vrabie, am lucrat împreună, chiar am avut discuții legate și de artă și de heraldică. Știu că s-a fi bucurat foarte mult că astăzi există această continuitate, că avem și stema mare a Chișinăului și vreau să felicit pe toți cei prezenți și pe chișinăuieni că am ajuns la final, că există aceste steme și în continuare, eu știu, putem să mai facem și alte lucruri frumoase. Vă mulțumesc mult, doamnă Ștapacă. Două secunde, dacă aș vrea să adaug, să recuperez, fiind lucrurile într-o rapiditate mai rapidă decât mi-am propus. Eu am uitat să menționez contribuția arhitectului Ion Popa de la sectorul Buiucani, care și el a avut o contribuție și trebuie să spun încă o dată pe toți autorii de la stema și drapelul mare, pentru că nu despre toți am vorbit. Astfel, la stema municipiului Chișinău, autorii sunt Comisia Consultativă Heraldică a Regatului României și subsemnatul,
Iar ca picturi apar Reposatul Dionisie Pecurariu, care a făcut tema în 1930, Gheorghe Vrabii Reposatul, care a făcut în 1991, Mariana Șlapac și Andrei Gaidașencu. În ceea ce privește drapelul, autorii acestuia sunt acum oficial recunoscuți Reposatul Gheorghe Vrabii, Reposata Eudochia Vrabii și subsemnatul, iar ca picturi, Dionisie Păcurariu, Gheorghe Vrabii, Eudochia Vrabii, Mariana Șlapac și Andrei Gaidașencu. Mulțumesc și mă scuzați! Da, vă mulțumesc mult, doamna Șlapac, vă mulțumesc mult, domnul Tabac. Într-adevăr, noi, colectivul muzeului, nu ne mândrim că expoziția permanentă a Muzeului de istoria orașului Chișinău este plasată în această clădire frumoasă și, într-adevăr, este mândria noastră și ei este un potențial pentru dezvoltarea identității noastre și este un potențial pentru dezvoltarea și turismului. Și eu sper că în continuare vom colabora pentru aceste direcții în cadrul Muzeului de Istorie a orașului Chișinău, în parteneriat și cu Academia de Științe, în parteneriat cu Universitatea de Stat. Și acum trecem la a doua parte a evenimentului și vreau să invit oaspeții care sunt... Da, vă mulțumim mult și felicitări! Doamna Ludmila? Și astăzi avem în program lansarea de carte în cadrul proiectului științific Cultura promovării imaginii orașului Republicii Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii. Este doamna Alena Gratii, care este coordonator acestui proiect și astăzi va prezenta cartea care numai ieri a fost scoasă și sunt primele exemplare, care este legată de istoria orașului Chișinău cu denumirea Chișinău, Morele Timpului, eseu de imagologie literară și în acest context, vreau să ofer un cuvânt de salut membrului corespondent Academiei de Științe, doctorului habilitat, profesorului Victor Moraru. Mulțumesc, doamnă director. Dragi prieteni, eu vreau să spun că îmi face plăcere să mă aflu în incinta Muzeului de Istoria Chișinăului și să particip la un eveniment frumos cu mari valențe spirituale. Eveniment, zic, pentru că lansarea unei noi apariții editoriale este întotdeauna un lucru important și plăcut. Găsesc foarte potrivit a marca aniversarea Chișinăului, suntem în preajma acestei aniversări, aducându-i un omagiu prin această manifestare cultural-științifică și prin această nouă apariție editorială, o carte foarte frumoasă, foarte consistentă și foarte, aș spune eu, interesantă și utilă publicului cititor. Pentru că, de fapt, este un omagiu Chișinăului și Chișinăul este alma mater a noastră, dacă pornim de la expresia inițială acestei sintagme folosite de poeții latini, poeții antichității, atunci când se refereau la patrie și patria noastră în mare măsură este orașul Chișinău, atunci când ești în anumite călătorii, orice oraș te impresionează, orice oraș, în orice oraș rămâne o bucățică a sufletului tău, o părticică, dar evident că în mare parte sufletul nostru aparține Chișinăului și iată această lucrare a doamna Alena Gratii, un neobosit cercetător, filolog,
dar nu numai filolog, pentru că această lucrare dezvăluie noi fațete din preocupările dumneiei și consider că a fost o experiență așa inedită și cu mari, mari valențe. Imaginea unui oraș, ea este investigată, pentru că această carte se înscrie în albia investigării. Geneza cărții, așa cum sunt impresiile după lectura ei, nu este una simplă, una lineară, să zicem. Aici drumul parcurs spre integralitatea textului este unul foarte complex, de la conceperea lucrării, la adresarea la surse documentare, la utilizarea resurselor literare, mărturiale timpului, acumularea acestora, generalizarea, sistematizarea, trecerea prin propria filieră și expunerea în și în sfârșit apariția editorială. E important că această lucrare poartă pecetea individualității autorului, pentru că tot acest caleidoscop de impresii, mărturii, imagini, este trecut prin propria filieră și este o filieră, aș spune eu, foarte exigentă și foarte generoasă. Este o lucrare de spirit enciclopedic, academic. Chiar dacă s-au publicat anumite lucrări cu această tentă de enciclopedie și cunoaștem autori ca Iurie Colesnic și alții, enciclopedia ale Chișinăului pe parcursul anilor au apărut încă în perioada sovietică, îmi amintesc despre frumoasa lucrare, dar aceasta este o carte particulară, deosebită, pentru că este o carte de autor și totul, toată informația pe care vrea să o transmită cititorul este raportată la propria percepție, la propria atitudine și chiar emoție. Cartea este consacrată cunoașterii. Să zicem, eu consider că cel mai mare merit al acestei lucrări este, se datorează faptului că ea orientează cititorul spre cunoaștere, spre dorința de a cunoaște, a înțelege istoria acestui oraș, de a o vedea în contextul timpurilor. Și cartea, într-adevăr, prezintă percepția orașului de călătorii străini, de cei aflați aici în misiune, sau reporterii, scriitorii. Și această imagine este una dinamică, în schimbare. De la primele mărturii ale acestei localități și nu întâmplător cartea poartă denumirea de Morele Timpului, pentru că una din primele mărturii, primele atestări ale Chișinăului se referă și la acele mori de apă care au existat pe râul Bâc și apoi și alte mori care au contribuit la această imagine a Chișinăului. Și este o denumire simbolică, îmi pare că e foarte important că a fost evidențiat acest aspect, pentru că moara este și ea un simbol al civilizației, al evoluției orașului și societății. Deci, cum s-a reflectat în mărturile care au vizitat acest oraș, care au scris despre el, Chișinău. E foarte important că la fiecare pagină noi, eu vorbesc propriile impresii, cartea trebuie citită foarte atent, pentru că prin bogăția informației ea oferă foarte mult unui cititor, chiar și neavizat, dar curios să cunoască unele lucruri importante din istoria, din identitatea, din devenirea acestui oraș și a civilizației pe care o reprezintă. Iată, în pagina 17, autoarea scrie: Chișinău s-a reflectat în aceste relatări ca într-o mulțime de oglinzi subiective. Așa este, cu adevărat,
ne transferându-ne în timpuri de altă dată, dar și în timpuri mai recente, noi observăm care au fost aceste reflexii. Nu întotdeauna sunt cele mai favorabile. Autoarea este foarte exigentă și ne avertizează că aventura imagologică, citez, a Chișinăului s-a constituit inevitabil și ca un repertoriu de clișee, stereotipuri de percepție și prejudecăți colective, adesea intempestive. Da. Deci, nu întotdeauna impresiile celor care au vizitat Chișinăul la diferite etape ale devenirii sale au fost cele mai favorabile. Dar noi nu putem să le anulăm. Noi trebuie să le interpretăm cu înțelegere, conștientizând faptul că în istorie nu toate lucrurile sunt cele mai favorabile și renunțarea aceasta la stilul triumfalist al unor lucrări, sunt unii lucrări care prezintă numai lucrurile frumoase. Poate și e bine așa, dar dacă e vorba de o cercetare, ea nu poate să nu ateste și unii lucruri mai puțin plăcute, dar e important ca noi să le conștientizăm și să înțelegem și contextul timpului în care au fost ele făcute și caracteristica autorului. Iată, de exemplu, fragment destul de mare al lucrării este consacrat aflării poetului rus Alexandru Sergeevich Pușkin pe aceste meleaguri și de foarte multe ori în spațiul public sunt prezentate acele caracteristici defavorabile pe care le-a oferit în operele sale scrise aici sau mai apoi Chișinăul. Dar este foarte important și acest lucru l-am înțeles și din paginile cărții, să înțelegem că Pușkin a venit la Chișinău la vârsta de 20 de ani abia împliniți. Deci nu putem vorbi despre un scriitor talentat, dar de aici și viziunea neordinară, dar maturizat precoce și încă fără experiență, fără de posibilitatea de a-și raporta impresiile la alte realități. Evident că din metropola de unde a venit, Chișinăul i-a părut un oraș, o realitate practică provincială și de aici și unele atitudini, să zicem, nu chiar favorabile. Dar este important că există în carte și acel moment care dezvăluie cum Pușkin a scris despre Chișinău ca de un oraș de care este dor. S-a întâmplat ceva mai târziu, dar e foarte, foarte bine. Chișinău, în genere, este, după cum arată Aliona Grate, oraș deschis și mie îmi place această caracteristică a lui, pentru că dacă privim această cronologie spre afirmare dintr-un târg provincial, într-un centru administrativ și economic, observăm că la fiecare etapă Chișinău a crescut, cu adevărat a crescut, nu numai fizic, dar și așa simbolic, și a devenit un oraș care a produs și impresii uneori foarte favorabile, foarte plăcute. Aș mai vrea să spun că autoarea se bazează în lucrarea sa și a reușit să se documenteze foarte amplu. În carte sunt prezente nume notorii, așa nume de rezonanță, de autori ruși, de autori, scriitori și cei care au fost demnitari de rang înalt, autori români, și nu pot să nu amintesc aici numele lui Iorga Sadoveanu și alți, Geo Bogza, care au vizitat Chișinăul, să zicem, în perioada interbelică, sau alți autori care au fost pe aici și și-au materializat în lucrările scrise aceste impresii și au fost foarte, foarte frumoase. Da, mi-a plăcut această referință la faptul că în anul 1856 Chișinăul a fost al cincilea oraș din Imperiul Rus după numărul populației.
acest lucru este foarte important pentru istoria Chișinăului în context istoric. Că a devenit mai târziu, să zicem, este un pat de alte orașe, asta e altă situație, dar pentru un moment era un oraș foarte important al Imperiului. Eu și mai, mi-am mai notat aici unele lucruri. Găsesc cartea asta chiar o mărturisire de dragoste pentru acest oraș. În ansamblul ei această carte este. Și tot revenind la gândul cu privire la unele lucruri mai puțin confortabile pentru noi, ne dăm seama că și în dragoste există anumite momente când poate nu este, ca să zic așa, întru totul satisfăcut, dar depășești și iubești din nou. Așa și noi iubim Chișinăul cu toate neajunsurile lui și vreau să spun că această carte nu este numai o relatare despre felul în care a fost perceput Chișinăul de-a lungul anilor de mari și mai mici, să zicem așa, scriitori și autori. Dar totodată, dacă aș evidenția aspectul publicistic, este și o carte care te pune pe gânduri și care te impune să te gândești la acele probleme ale Chișinăului chiar și în ziua de azi, pentru că noi vorbim de centrul istoric, centrul istoric care devine tot mai puțin vizibil, care este cucerit de aceste noi clădiri, uneori impuse și plasate în mod arbitrar, care, desigur, că din, știrbesc din imaginea lui de altă dată și acest lucru nu poate să nu fie evidențiat. Iar în ceea ce privește da, această îngrijorare, da, Chișinăul nu este un oraș de Italia, Romii sau Veneției, după cum scrie autoarea, și noi nu avem o cronografie sau filmografie, așa cum a avut Roma, de exemplu, în anii 60, dacă ne gândim la numele lui Fellini, Antonioni, Pasolini, Rossellini, Benigni. Da, istoria Romii a fost fixată în aceste opere artistice de mare valoare. Chișinăul nu a avut posibilitate să aibă astfel de lucrări, dar și în ceea ce este, iată, grăuntele rațional este evidențiat și prezentat. Apropo, vreau să spun despre faptul că, iată, mi-am adus aminte, citind această lucrare, mi-am adus aminte de niște versuri de ale unui autor rus de prin anii 30, Iosif Utkin, care spunea că sub fiecare acoperiș, cât de mic ar fi acest acoperiș, există propriile gânduri, propriile emoții, propriile probleme. Așa spunea, и под каждой маленькой крышей, как она ни мала, свои мысли, свои чувства, свои дела. Și găsesc foarte actual acest lucru pentru percepția locului în care te-ai născut și în care trăiești. Da, este un oraș mic în raport cu alte metropole, dar este orașul nostru și datoria noastră este să-l facem mai frumos. Vreau să închei acum prin a felicita autoarea pentru această frumoasă lucrare și să ne felicităm și pe noi pentru că avem o nouă lucrare care extinde orizonturile cunoașterii noastre. Găsesc că poate fi numit și un gest patriotic și apreciez mult efortul pe care l-a depus autoarea pentru a face această carte inedită în care a reușit să sistematizeze foarte multe mărturii despre orașul nostru. Felicitări! Vă mulțumim mult, domnul Moraru, pentru această prezentare și, într-adevăr, noi, muzeografii, suntem chiar intrigați și eu sper că această carte va fi și un pic de ghid, așa, deci nu-i concepută ca ghid, dar
poate să ajute unui... Vă mulțumesc mult și acum vreau să ofer un cuvânt colegii noastre cu care noi colaborăm în cadrul proiectului Cultura Promovării Orașului Chișinău. Doamna Ludmila Șimanski, doctor, conferențiar, dar și este manager de proiecte și mai multe proiecte care sunt legate de digitizarea patrimoniului, conservarea patrimoniului și eu sper că pe viitor noi vom continua această direcție și acum un cuvânt din partea dumneavoastră cu privire la... Mulțumesc! Deși trăim prezenturi pandemice și sirenele ambulanțelor ne înspăimântă și ne anunță că suntem ființe care balansăm între viață și moarte, astăzi aici, în această clădire istorică care păstrează acel suflu al orașului, suflu vechi al orașului, restaurat într-un fel, ne aduce acea atmosferă de sărbătoare pe care trebuie să o avem în preajma hramului acestei localități. Localități care a apărut inițial ca o seliște, dezvoltată mai târziu într-un târg comercial, loc de popas, cum s-a mai spus, apoi într-un oraș provincial, treptat devenit fără să bănuiască prin proiectele acelea politice imperiale, devenit capitală a regiunii și apoi a guberniei, mai târziu devenit capitală sovietică, de fapt a mai fost și perioada aceea interbelică în care orașul reușește să depășească faza aceea a înstrăinării rusești și să revină la formatul românesc inițial arhetipal, ca să evolueze spre o perioadă modernă, cea după 89, în care ne revine de acum nouă celor care locuiesc în acest oraș, prin noi înșine, cum ne anunță și emblema de pe stema nouă prezentată astăzi aici, că trebuie să regenerăm, să revigorăm, să reconsiderăm totul ce a fost istoric și, într-un fel, devenim și noi o parte a istoriei și continuăm să păstrăm acel sens al locului care, într-un fel, ne face să ne unim sufletul nostru cu sufletul orașului. Îl simțim sufletul în jur pentru că această sală panoramică ne ajută să vedem întreg orașul, să fim în inima orașului. În același timp, fractalii de imagini, fotografii ale orașului vechi, din expoziția pe care o avem în spate și de clădiri noi, ne ajută să surprindem tot caleidoscopul acestei localități, să o simțim pe viu. Prilej de sărbătoare este și cartea care a apărut și pe care astăzi o lansăm, Morele Timpului, de scrisă în cadrul unui proiect de cercetare, dar care, într-un fel, își are sorgintele și în acea predilecție a autoarei doctorul abilitat Alena Gratei, care a vrut să reconstituie altfel Chișinăul, din perspectiva imagologică a celuilalt. Deci s-a mai spus aici că au mai fost monografii care surprind spiritul locului, evoluția istorică, urbanistică a Chișinăului. Această carte este o altfel de sărbătoare, o altfel de interpretare. Este foarte interesantă că, deși conține filonul acesta academic, științific, analitic, meditativ, foarte profund, cartea se vrea a fi citită de publicul larg. Chiar din introducere, simțim dorința aceasta de a cunoaște, a necunoaște spațiul care este în jur prin filiera unui turist care vine în orașul Chișinău și noi simțim acel sentiment frustrant, cum ne spune autoarea în introducere, că nu prea cunoaștem poveștile acestui oraș, nu prea cunoaștem acel capital de pitoresc care, într-un fel, ne face și pe noi să ne simțim mândri, dar și să devenim povestitori
narator, autoarea ne incită prin această carte să ne infectăm, numai nu în varianta, cum spuneam eu, pandemică, dar să ne infectăm de idei, de creații, să ne infectăm de dorința de a căuta aceste povești. Autoarea le-a căutat, le-a concentrat în acest volum, care este nu doar monografie științifică, dar este și un fel de poveste roman. Permanent în lucrare, autoarea intră în dialog cu cititorul, intră în dialog cu acele mori ale timpului și încearcă să ne facă să ne gândim ce reprezintă identitatea acestui spațiu, ce reprezintă identitatea acestor locuitori, când au simțit ei că sunt orășeni, cum și-au atribuit ei acele imagotipuri, sunt de acord cu ele, nu sunt de acord cu ele, sunt contradictorii sau nu. Pistele de lectură pe care le oferă meta-narrativ în introducere autoarea ne arată că fiecare din noi poate citi lucrarea mozaical, poate să-și găsească plăcerea lecturii de povești neobișnuite, de povești pitorești, cum ar fi povestea într-un fel ficțională a frumoasei Calipso, cum ar fi, de exemplu, extravaganțele acelui poet rus venit aici în spațiul dat, nu întâmplător, o mare parte a cărții este intitulată În timpurile lui Alexandru Pușkin, deci e vorba nu doar de că se surprinde doar ipostaza aceasta de reflectare, modelarea orașului din perspectiva unui singur poet, ci din anturajul care exista aici, despre orașul acela care a devenit loc de exil pentru mai mulți decembriști, despre acea forfotă de revoluționari care s-a instaurat aici și de acei care, într-un fel, îi urmăreau, încercau să înregistreze toate mișcările lor de aici pentru a fi transmise autorităților țariste. Și în cazul dat, orașul a devenit și-a obținut ciuda străinătății acestea rusești, invazive, și-a obținut într-un fel acel moment de manifestare activă, care, într-un fel, pentru populația locală, poate nu era atât de plăcută și necesară, pentru că de fiecare dată tinerii foarte fierbinți vedeau că locuitorii nu sunt receptivi la toate glumele lor, la toate ironiile lor, pentru că locuitorii de aici, acei ostași dârzi, acei locuitori care reușeau să-și apere oaspeții care veneau în zona aceasta, pentru că orașul a fost cel care reprezenta hotarul între creștinătate și barbaritate și reușea într-un fel să asigure acea pace, liniște a celui care poposea aici. Și în cazul dat, spiritul locuitorilor era unul domol, calm, liniștit, senin, care privea lucrurile din jur, acele mori ale timpului, le priveau ca un fel de forme care vor trece, care într-un fel le va lăsa, le va păstra acea românitate pe care o simțeau. Ne pare rău că undeori astăzi, chiar și astăzi în secolul 21, cu atâtea monografii, de multe ori se spune că originea Chișinăului pornește de la un târg plin de neguțători și, de fapt, fondatorii sunt alte etnii. Nu este corect. Chiar titlul acestei cărți, Imaginea morilor de vânt, morilor de apă și a morilor care sunt dominanta antegului roman, pentru că aș putea numi cartea aceasta și o variantă de roman, de poveste a autoarei care unește, însumează toate poveștile străinilor, le analizează, oferă șansa unei povești particulare și în final chiar într-un fel transformă aceste mori ale vântului în personaj. Un personaj care atunci când este nevoită Basarabia într-un film să fie iarăși
cedată, iarăși să treacă nu prin focul popoarelor barbare, dar prin focul sovietic care vine agresiv în zona dată și se termină acea perioadă de aur, de oraș european interbelic, morile timpului vin să domolească spiritele, să macine aceste probleme și să le revigoreze, să scape, să salveze locuitorii de aici, chiar dacă intră într-un colaps, chiar dacă intră într-o fază când nu li se mai permiteau să-și creeze propriile povești, când nu li se permiteau să discute despre tot ce a fost cândva, despre trecutul istoric, pentru ca mai târziu să simțim astăzi necesitatea aceasta, să simțim această lipsă, distrugere de povești și autoarea reușește să revigoreze, să le adune, să le caute, să le adune bucată cu bucată, ca să ni le ofere astăzi, aici, într-o formă foarte festivă, dar și cognitivă. Pentru că cartea, cum am spus, are intenție cognitivă, intenție de a arăta nu doar mândria noastră, dar și acele stereotipuri, acele forme pe care le atribuie, le modelează străinii, pentru că ele, într-un fel, ne fac să ne gândim și să apreciem unde am greșit, ce e nevoie să mai dezvoltăm. O privire din afară este mult mai obiectivă, chiar dacă deformatoare, pentru a stimula progresul. Vorbeam aici despre acel personaj, Morile, care, într-un fel, reprezintă valoarea mitopoetică a acestui spațiu și acel suflu, sens al locului, și nu întâmplător, la final, când încheie lucrarea, autoarea spune: morile timpului vor măcina mereu, oferind spectacolul unei măreții politice nespectaculoase, care se va naște iar și iar din ce se pierde și din ce rămâne. Deci morile timpului sunt optimiste. Morile timpului macină lucrurile care par a fi într-un fel tragice în momentul acela, dar ele reușesc să reconsidere și să refacă spațiul. Mă uitam, voiam să, într-un fel, să categorisesc această carte, să văd o relație cu elementele ficționale care există în spațiul european și din lectura mea personală am văzut acea emoționalitate narrativă care unește, care coagulează întregul volum prin asociere cu romanul Orașele Invisibile de Italo Calvino. În acest roman, un călător foarte cunoscut, Marco Polo, îi povestește hanului Kubilai despre orașele vizitate în misiunea sa. Și în comparație cu alți ambasadori, cu alți soli trimiși de acest han în imperiul său ca să-i povestească realitățile orașului, Marco Polo are un fel de comunicare deosebită, un fel de comunicare aparte. El începe să-i relateze despre orașe prin spațiul mental al său. Îl face pe han să se așeze pe pragul castelului său și să-i povestească, să-i relateze câteodată și lucruri inventate. Și această putere a gândului, această putere de evocare, care într-un fel îl face să umple ideea de oraș pe care o avea în cap hanul, cu ideea de oraș pe care îi împrumută acest povestitor. Și bucată cu bucată îi face ca fiecare oraș să devină materie vitală. Orașele au în ele întrunite dorințe și temeri. Luând de aici niște clasificări ale orașelor din acest roman, am încercat să văd cum am putea noi califica orașul, fericit sau nefericit, Chișinăul de azi, de ieri, de altă dată, dar autorul Italo Calvino ne spune că nu e nevoie să categorisim așa, ci doar să căutăm orașe care de-a lungul anilor să-și modeleze dorințele după forma lor, sau sunt orașe care, din păcate, desființează aceste dorințe, sau orașul le impune desființarea dorințelor. Am vrea astăzi ca această carte să ne convingă că, de fapt, dorințele și formele orașului, acel prin noi înșine, prin care noi trebuie să ne ridicăm, să fim puternici, să depășim acele probleme vitrice ale timpului, să ne facă să simțim că este nevoie
să evoluăm, este nevoie să facem proiecte de cercetare în acest oraș frumos, panoramic, pe care îl admirăm, pentru că orașul acesta are locuitori care se simt, care au un potențial puternic și astăzi toți ne-au demonstrat că prin locuitori, prin spațiul din jur pe care îl simțim viu, pentru că se aude și vântul și copacii din jur și forfata orașului, că trebuie să trăim, trebuie să prosperăm și trebuie să creăm noi cărți, să creăm noi monografii, să ne povestim povestea noastră ca locuitori ai orașului. Autoarea a ieșit, dar o felicităm pentru această realizare frumoasă și, în continuare, cum am spus, să ne infecteze de frumos, de idei, de cercetare deosebite. Vă mulțumim mult, doamnă Șmanski, vă mulțumim mult pentru acest discurs și chiar vă mulțumim pentru aceste sugestii, să continuăm să colaborăm în cadrul și proiectelor de cercetare și în cadrul proiectelor de valorificare a patrimoniului cultural. Și o mare speranță, acum noi punem pe tineretul care este implicat și inclusiv în proiectul nostru și în activitățile care sunt legate de în cadrul muzeului și acum vreau să ofer un cuvânt cercetătorului, este doctorand de doamnei Alina Grație și vreau să ofer cuvântul domnișoare Rodica Gotca. Obișnuința cu frumusețile capitalii noastre desprăjește aura mitică din jurul acesteia și ajungem a vedea Chișinăul ca pe un topos al rutinei zilnice, ca pe un spațiu cultural blând pe care îl privim fără intenția de a cerceta. În eseul de imagologie literară Chișinăul Morile Timpului, apărut recent la editura Punct Internațional, Alina Grație face din oraș o bijuterie, poziționându-l dincolo de retina noastră, oferindu-ne imagini noi, ale străinilor, pentru care Chișinăul a fost întotdeauna o curiozitate, o noutate și, întâi de toate, un topos turistic, mai apoi gazdă și domiciliu. Orașul astfel se scutură de praf și se profilează sub viziuni diverse, caleidoscopice, care te amețesc prin vari interpretări, atitudini și sentimente care au fost înscrise în istorie de oameni ilustri, de simpli trecători, de oameni politici, de literați, de oameni de artă. Avem în față un volum întreg în care ni se oferă ocazia de a compara Chișinăul nostru cu Chișinăul celuilalt, precum ne știe prima parte a cărții, în care se profilează această percepție primară a unui târg modest, fără vreo tendință de a avea vreo importanță și de a reprezenta o țară întreagă. Numele capitalei Basarabiei, atât de deșerte și tăcute, devine sonor odată cu apariția în orizontul acesta lui Alexandru Sergeevici Pușkin, care îl etichetează inițial ca pe un oraș blestemat, dat fiind faptul că el avea să-și sufere aici exilul și încerca cumva să înlocuiască acele baluri pumpoase din Imperiul Rus cu pale tentative de reprezentare a înaltei societăți băștinașe. Și totuși a reușit printre aceste momente de repulsie, de indignare, să-l îndrăgească, să distingă prin natura sa poetică farmecul, fie el și necioplit, brut al acestui oraș, că la final, înainte de plecarea sa, să afirme: plecând de acolo pentru totdeauna, am oftat de dorul Chișinău. Imaginea orașului proliferată de aceste mituri literare care se împânzeau asupra ei cu viteză nemaipomenită, totuși apare inițial ca fiind una nefavorabilă, păstrând reticența și răceala lui Pușkin, publicistul și reprezentantul oficial al administrației imperiale în Sfatul Suprem al Basarabiei, Vigel, spunea că nu a mai văzut sat mai urât și mai dezordonat. Totuși trebuie să recunoaștem că în această perioadă Chișinăul s-a bucurat și de priviri favorabile, care îl ridică în rangul de topos de bază. Un exemplu elocvent este descrierea lui Ioan Halipa, care accentuează acele forme minunate și stranii ale cartierelor orașului vechi. Practic, primii ani secolului XIX sunt cei ai revederii Chișinăului, ai interesului sporit față de oraș mare și frumos, în care totul la un loc forma o panoramă splendidă, spune Storojenko, sau a cărui asemănare cu Roma, care era situată pe câteva coline, îi dă anume acel suflu nobil de care a fost privat atâta timp, cât
cât ti se observa noroiul de pe străzile înguste, luxul exterior ce acoperă mășăria și populația deloc atrăgătoare, reticentă, fără mare poftă de a se implica în transformările ce fierbeau în oraș. Orașul în fierbere a fost observat de medicul german Zucker, pe care l-a urmit izbitorul amestec de națiuni. Și conaționalul său, Hochul, a fost pur și simplu copleșit de viteza cu care a evoluat Chișinăul, notând următoarele lucruri. În urmă cu 30 de ani, abia dacă avea vreo două străzi populate de gâște și porci. Dar apoi s-a umflat ca o varză de pusei și a dospit ca o budilă. El creștea ca și coada unei comete și nu doar datele noastre statistice, dar și ultimele rapoarte oficiale ale rușilor rămân în urmă privind mărimea lui. Creșterea orașului este observată și de scriitorul polonez Krasevich, iar în rapoartele militare rusești, Chișinăul era numit unul dintre cele mai frumoase și însemnate orașe guderneane. Însemnătatea orașului devine incontestabilă odată cu trecerea sa în spațiul literar. Aceasta este marcată de întâia reprezentare romanțată a Chișinăului în literatura română, anume Alergarea de cai a lui Costache Negruții, după care urmează romanul Moruzii, unde Chișinăul devine oraș literar al personajului. Astfel, el își imortalizează arhitectura de la mijlocul secolului XIX. În eseul său imagologic, Aluna Grate scanează cu mare atenție și precizie fiecare încondeiere la imagine Chișinăului. Îl creează, literar vorbind, prin suprapunerea numeroaselor viziuni, impresii, notițe, cercetând originile, incursiunile, vizitele și chiar războaiele care l-au trecut prin valuri de oameni și tot atâtea valuri de impresii. Războiul din Crimeea, de exemplu, a adus în acest oraș de provincie frumos, foarte aglomerat cu ocazia dislocării statului major, experiența turismului de război. Avem numeroase impresii notate în jurnalele de campanie sau jurnalele de război ale lui Tolstoi, Alabil, scrierile lui Gașin din perioada războiului cu turcii. În toate aceste timpuri ale războaiului, Chișinăul cumva a fost foarte cuminte, foarte primitor, ca mai apoi în 1905 să se revolte și anume Iorga îi accentuează acest moment specificând că Chișinăul este oraș făcut, dar nu născut, artificial rusificat, exagerat de luxos și rece, muscălesc, deci furat de sufletul său. Anume aceste circumstanțe cumva se așează peste ele, se așează și acel pogrom antievreiesc din 1903, care a fost numit mai apoi pogromul chișinăuian și prin acest cutremur Chișinăul a fost cunoscut și peste vecinătățile proxime. Chișinăul s-a mai zguduit nu odată, căci pe lângă revolte, masacre, s-a mai privit și în oglindă, s-a cutremurat. Aici vorbim de vizitele literare, printre care una extrem de impresionantă pe care ne-o prezintă Aluna Grate în acest volum, este cea lui Maiakovski, care citind poemul Navă a trezit valuri de indignare pentru că Chișinăul s-a simțit vizat în expresia disprețului său. Totuși, partea jună, revoluționară, a consemnat ideilor lui Maiakovski. Realitatea acestui oraș făcut, cum specifica Iorga, se răstoarnă în 1918, când începe a păși în istoria sa națională, în componența noului regat, iar scriitorii care vizitează orașul în această perioadă admiră oameni tineri, societate binevoitoare, lume cu poftă sălbatică de a se bucura de viața oamenilor care au scăpat de moarte. Observă Zanfirescu, Ciobanu și Sadoveanu că acest oraș voit să rămână țarist totuși nu a fost deznaționalizat. Totuși el și-a păstrat originea sa și filonul său pur moldovenesc și prin acest volum, Chișinăurile timpului, am cunoscut Chișinăul domol, fragil, nesigur, sincer, plajin, depusolat, primitor, numit Italia Rusiei, quasi oriental, un punct turistic de război, înfrigurat, cel mai trist oraș din lume, dar odată și amorezat, inegal, nespus de frumos. Aluna Grate ne prezintă Chișinăul recreat imagologic prin șalul negru al lui Pușkin, pe care l-a umanizat detaliat istoria Zafirei, recreat topologic în Război și pace de Tolstoi, scuipat ideal de Maiakovski, triangulat de monumentele Alexandrine, aici vorbim de Alexandru I, Alexandru II și Alexandru Pușkin, plin de semințele Revoluției, prins în continuă hora aspirațiilor noastre, ascunzând romanul sub rogojin, aplaudând pe Sadoveanu, traducând cuvântul țar în rege când îl primea pe Ferdinand, Carol al II-lea și pe regele Mihai, și deschis de cheile vârfului pentru a fi dezvrăjit de Bogza, Robot, Fulga, vântuit de mașina neagră a Căbădăului,
și cu greu ridicându-și coloana pe turnul Vezuviului. Deci putem adresa doar felicitări și cuvinte de admirație pentru acest text lejer, bine documentat, savuros și riguros concomitent, atractiv prin caracterul său narrativ, prin consecvența și detalierea evenimentelor istorice. Practic, fiecare etapă, fiecare metamorfozare imagologică a Chișinăului este condimentată cu niște detalii savuroase, cu niște impresii, comentarii. Acestea apar ca niște intervenții naturale, într-un proces narrativ, dar care au rolul de aceea sare și viper, ca să ne mențină conectați. Și dacă am putea compara această lectură cu prezența la un meci de fotbal, am observat și adrenalină pe care ne-o provoacă, acea dependență, acea dorință de a ieși învingător și pe bune ieșim învingător, pentru că în finalul acestei lecturi copioase, savuroase, câștigăm un set foarte valoros de istorie, de povești ale Chișinăului și astfel avem ocazia să ne mai îndrăgostim încă o dată de acest oraș frumos. Vă mulțumesc mult și acum avem o mică pauză, dar eu vreau să prezint și încă o activitate care se petrece în cadrul Muzeului de Istorie a orașului Chișinău și care este strâns legate cu proiectul de cercetare Cultura promovării imaginii orașului Republicii Moldova prin intermediul artei și mitopoetice și este vorba de un proiect expozițional care astăzi este prezentat în cadrul Sălii Panoramice și de mâine va fi deschis pentru publicul și eu invit publicul nostru să vizitați și să urmăriți aceste poze frumoase care au fost identificate, analizate de tineri cercetători, masteranții Universității Creangă, Facultatea Arte Plastice și Design. Și acum s-a întors autoarea și vreau să ofer cuvântul doamnei doctor habilitat Aliona Grației pentru prezentarea acestei. Vă mulțumesc pentru că m-ați așteptat. Este o onoare și o mare satisfacție pentru mine să am o astfel de răsplată după munca pe care am făcut-o. Orice autor își dorește așa ceva, ori eu nu pot să-mi doresc mai mult decât să stau în acest edificiu simbolic al orașului, la care m-am uitat tot timpul cu multă fascinație, alături de colegii mei, specialiști, autori de cărți, autor de cercetări importante, care, iată, mi-au apreciat umila contribuție. Nu vreau să vorbesc despre carte, pentru că mai bine decât au vorbit colegii mei, nu cred că aș putea o să o fac. Tot ce am gândit, am legănat în gândurile și în visele și în visurile mele, se află aici, între aceste coperți. Aș vrea să amintesc niște lucruri pe care, fără de care nu ar fi posibil această carte. Mi-amintesc vorbele domnului regretatului, domnului academician Valeriu Canță, care întotdeauna, cu toate ocaziile, sublinea faptul că, spre deosebire de literatură sau artă, unde istoria literaturii, istoria artei se alcătuiește din personalități, în știință totuși contează colectivul și chiar dacă cunoaștem astăzi un nume cum e Einstein sau Mihail Bakhtin, dacă să trecem pe filozofie, pe umaniste, știm foarte bine că în spatele lor stă efortul unor colective pe care ei le reprezintă. În acest sens vreau să aduc mari mulțumiri persoanelor, personalităților care m-au ajutat sau m-au încurajat ca să pun între cărțile astea informația, pentru că eu informația am de foarte mult timp. Imagologia mă pasionează mai mult de 10 ani. Am avut un proiect mai vechi și am început să adun mărturiși, chiar am ajuns la un anumit volum de informație, ce spun străini despre locuitorii din Ternistru și Prut, basarabienii, și de la începuturi până în prezent, și mi-am dat seama că este un demers aproape imposibil și că nu poți niciodată să consider că ai ajuns cât de cât la un nivel de epuizare. De aceea mă bucur foarte mult că ocazia
proiectului pe care l-am pornit, mi-a sugerat să strâng mărturile legate doar de Chișinău, astfel încât să încap și eu într-un studiu cu cap-coadă. M-a ajutat la apariția acestei cărți, în primul rând, cei care mi-au scris referințele la minister, pentru că cartea apare cu ajutorul financiar al Ministerului nostru de Educație și Cultură și Învățământ. Mulțumesc în primul rând și am mare plăcere să-i mulțumim, să o fac imediat, doamnei membru corespondent, doctor habilitat Mariana Șlapac, care mi-a scris o referință, a avut încredere, fără să cunoască prea multe din ceea ce aveam eu acolo la adunat, a avut încrederea și mi-a semnat această recomandare, precum și doamnei secretar științific al Academiei Științei Moldovei, Liliana Kondratikova, a doilea semnatar a recomandării pentru această carte. Vreau să spun că n-aș fi avut niciodată curajul să scot la discreția cititorului o informație atât de responsabilă cum este cea legată de orașul Chișinău, dacă nu aveam lectori importanți acestui manuscris, deci în formă de manuscris. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului doctor habilitat Nicolae Ienciu, care mi-a dat siguranța că nu calc prin străchi în ceea ce privește istoria. Eu nu sunt istoric ca formație și nu întotdeauna încurc uneori și secole să spun cu sinceritate. Sunt literat și ceea ce studiez eu de regulă este atemporal. Are cel puțin de lentez de atemporalitate, de artă atemporală. Au citit și alte persoane manuscrisul și m-au ajutat cu unele redactări, cu unele sugestii, dar aceste persoane nu au vrut să le spun numele, astfel încât îi mulțumesc așa, fără să vă destăinuiesc numele domniilor lor, care m-au ajutat foarte mult să mă simt, să au siguranța că nu fac greșeli grave. Cartea apare la editura Prut Internațional, care, iată, sunt autorii acestei coperți minunate, vorba de Sergiu Stanciu și după mine a reușit din prima să surprindă exact ceea ce vroiam eu să, sau vrut eu să transmit în această carte. În primul rând, culorile astea alb-negru, care îmi trimite la epoca fotografiilor și litografiilor în alb-negru. Apropo, cartea conține un ciclu de imagini ale Chișinăului din când am putut eu să le adun, în exclusivitate făcute de vizitatori, de străini, nemți de regulă, care au făcut primele litografii despre Chișinău și în 43 avem deja ultima fotografie, deși în carte în alb-negru, este în 1940 s-a făcut prima fotografie color a edificiului Palatului. Am uitat cum se numește, stadiul care e pe Piața Mare Națională, Palatul Episcopal. Da, Episcopal, extraordinară clădire care a fost ruinată în acele timpuri triste pentru orașul nostru, când mai multe edificii importante au dispărut sub minele plantate în interior. Tare mi-e frică să nu-mi scape toată lumea care m-a ajutat, aș vrea pe tuturor să le mulțumesc pe această cale, să mulțumesc domnului membru corespondent Anatol Morar că a acceptat să vorbească despre Victor. Am emoții. Victor Moraru că a acceptat să citească această carte în manuscris și să o prezinte atât de interesant pentru mine, pentru că și mie mi-este interesant cum se reflectă cartea și gândurile mele în mintea sau în universul celuilalt. Este întotdeauna foarte important acest feedback, mai ales atunci când vine din partea unei persoane cu cultură vastă și cu o mare experiență de cercetare. În același timp, am avut mari emoții și atunci când i-am dat să citească manuscrisul doctora Andinele Rodica Gotca, pentru că o știu un foarte bun poet și o persoană cu gust special pentru narațiune
Și pe mine m-a interesat dacă ea vrea să o citească, dacă vrea să o citească cartea asta, să nu aruncă la pagina 20, pentru că o carte de cercetare nu o citește oricine. Eu din experiența mea știu, fiind specialist în teoria literaturii, câteva cărți ale mele foarte specializate au fost citite în exclusivitate de colegii mei de sector și două, trei persoane din afară. O carte de specialitate interesează doar pe specialiști. Ceea ce mi-am dorit eu aici e o carte pentru toată lumea, care vrea să își lase pentru el notițe despre unele povești interesante cu sare și pipier ale orașului Chișinău. Și desigur că îi mulțumesc colegilor mele de proiect, doamnei Ludmila Șimanschi, care știu că dacă era proastă, nu era să se afle aici printre noi, avea să-mi o critice dur. Astfel încât cuvintele lesnicioase pe care le-a rostit astăzi mi-au căzut bine la inimă. Și, desigur, doamnei director acestui frumos lăcaș, zic lăcaș pentru că este, chiar dacă un edificiu industrial, totuși o casă care a văzut multă istorie a Chișinăului și din care se vede, iată, Chișinăul ca în palmă. De ce se numește Cartea Morile Timpului? Că mi s-a tot adresat întrebarea asta. Cartea a avut inițial alt titlu, se numea Chișinău ce rămâne. Pe mine mă interesa care anume povești sau care anumite imagini despre Chișinău ne individualizează, ne reprezintă ca identitate. Până la urmă, iată, momentul fericit a fost să vină acest titlu, mai ales când am descoperit Muzeul Satului. Foarte puțin știu, pentru că și eu foarte târziu mi-am dat seama că în perioada interbelică, momentul în care a venit la noi în vizită regele Mihai I cu regina mamă Elena în 1943, în parcul actual Ștefan cel Mare se afla un muzeu al satului, în care, iată, era expusă o moară, o biserică din lemn, unde preot era Paul Mihail, da? Faimosul cărturar, preot, și că au existat în parcul ăsta mai multe edificii din piatră care reprezenta un fel de expoziție a Basarabiei în cadrul regatului. După venirea bolșevicilor, toate aceste clădiri au fost șterse de pe fața pământului, astfel încât chiar eu, după atâția ani de studiu asupra Chișinăului, nu știam că a fost, că a existat. Știam despre o expoziție pe care a vizitat-o regele Mihai, dar eu credeam că e undeva pe Valea Morilor, da? Iată încă o topografie minunată, care ne reprezintă și felicitări celuia care i-a venit să dea acestui sector titlul de Valea Morilor. Am fost foarte inspirat dându-i o astfel de denumire, da, un titlu. Vreau să mai adaug că probabil că nu este întâmplător faptul pentru mine, cel puțin, că eu m-am născut sau mama m-a născut la Chișinău, la maternitatea care se afla în sectorul vechi al orașului Chișinău. Probabil că asta m-a marcat cumva genetic, deși satul meu de Paștin este Ghidighici, satul tatălui meu, a bunicului meu dinspre tată, care mi-au tot povestit, bunicul în special, era un povestitor interesant, povestea despre peripețiile lui de peste zi pe care le-a avut în târg la Chișinău, unde el mergea și vindea tot felul de lucruri pe care le producea acasă. Azi mi-am dat seama că, în fond, ar fi trebuit să fie și asta un argument care m-a determinat să scriu cu atâta pasiune această lucrare și să o fac să fie.
Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și celor care au ascultat cu atâtea răbdare. Sincere felicitări, doamna Aleona Grație, într-adevăr, sunteți o persoană extraordinară, pasionată de orașul Chișinău, pasionată de muzeul nostru și vă mulțumim mult pentru această carte. Vă mulțumim și pentru acest eveniment care l-ați propus să faceți în ajunul sărbătorii și eu sper cu așa oameni noi vom dezvolta cultura și mulțumim mult pentru această contribuție foarte importantă pentru Chișinău, ca capitala țării noastre și vă mulțumim mult pentru colaborare cu Muzeul de Istoria orașului Chișinău. Și în finele evenimentului vreau să ofer cuvântul domnului Victor Moraru, da, care a venit cu o surpriză din partea Academiei de Științe. Din cauza condițiilor, știți dumneavoastră, pandemice, nu avem posibilitate să organizăm ședințe mari și iată, ne-am bucurat că este acest prilej întrunirea noastră de azi pentru a înmâna două diplome, diploma de recunoștință, de exemplu, prima Academie de Știință a Moldovei se conferă domnului Silviu Tabac Andrieș, doctor în istorie, hierarhist principal de stat pentru rezultate relevante în activitate de cercetare, valorificare științifică, promovarea a artei heraldice de plan național și internațional, precum prilejul zilelor europene ale patrimoniului. Dar au fost, nu de mult. Și iată, acum avem surprins posibilitatea. Da. Deci, remarcăm, Academia de Știință are posibilitatea să remarce contribuția celor mai valoroși oameni la dezvoltarea culturii și științei noastre. Felicitări, da. Și mai avem o diplomă aici, la fel, recunoaștere a efortului depus a ceea ce face și vă spun că este diploma de onoare a Academiei de Știință a Moldovei, se conferă doamnei Valeria Surucianu, director al Muzeului de Istorie a orașului Chișinău, cercetător științific, Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir, pentru rezultate relevante în activitatea de cercetare, valorificare științifică și promovare a patrimoniului cultural pe plan național și internațional, precum și cu prilejul zilelor europene ale patrimoniului. Semnat Academician Ion Tighinean, președinte al Academiei de Știință, hotărârea prezidiumului Academiei din 18 august. Felicitări! Așa! Felicitări și mai succese pentru viitor! Și vă mulțumim pentru organizarea acestui eveniment, care sigur că nu se încheie aici. El va continua. Va continua pentru că, ca și în dragoste, întotdeauna nu spui totul. Mai rămâne ceva de spus. Tot așa și istoria Chișinăului. Mai rămâne ceva de spus, ceva încă necunoscut, dar care îl vom descoperi. Mulțumesc! Mulțumesc. Cu sărbătoare care vine și vă doresc multe sănătate și principal să ieșim din această perioadă de criză cu cercetări noi, cu idei noi, care vom putea realiza pe parcursul anilor. Mulțumim mult! Sunt invitată la acest proiect în calitate de pictor Chiasi, și de fapt, reprezentarea care aparțin este în tema sectorului bușcat. Și plus, în afară de aceasta, acești doi tenanți, acești doi susținători, turni de apă, castele de apă, de asemenea, sunt imaginile reprezentate de mine. Și, în afară de aceasta, în stadiul final, am fost acea care am adus toate, absolut toate stemele, inclusiv tema mare a Chișinăului, la o formulă unică, care s-ar potrivi cu stema a lui Gheorghe Vrabie, care este într-o manieră absolut, știu așa, aparte și care, practic, a determinat toate desenele. Din istorie și din tradiția europeană, ce sunt, de fapt, semnele? Ce sunt necesare?
A, stem ritmul, da, stemple sunt o tradiție, deci foarte importantă, deci ele determină anumite comunități, grupuri de oameni, și vin din acele timpuri frumoase medievale, când erau organizate lupte de cavaleri și fiecare cavaler avea un semn de identitate, cu ajutorul care se putea de cunoscut persoana care deci era în luptă. Și de atunci se trag aceste steme care astăzi, desigur că sunt deja modificate, dar acest sens de a identifica nu s-a pierdut și mă bucur că există această continuitate. Mulțumesc. La dumneavoastră ce titlu pun? Mariana Șlapa, academician. Membru corespondent. Membru corespondent. Eu mai am făcut într-un fel anume, într-un anumit context istoric. Cartea cuprinde o perioadă destul de vastă, de la începuturile Chișinăului până în epoca modernă, începând cu primul călător, cu prima consemnare a unui călător din Imperiul Otoman, cronicarul turc Evlea Celebi, și încheiind cu reportajele despre vizita regelui Mihai I și a mamei sale, regina Elena, mama Elena, la Chișinău în 1943. În aceste relații, ce este cel mai important, se pare? Mi se pare totul important, pentru că este o colecție de imagini și de povești ale Chișinăului, așa cum le-au reprezentat, le-au creat și le-au povestit străinii orașului. Fie că sunt veniți din capitalele europene, fie că sunt veniți de la Sankt Petersburg sau de la București, după o perioadă de despărțire. Impresiile lor sunt proaspete, ei sunt mai obiectivi decât am putea fi noi de aici din arhive. Am lucrat cu foarte multe surse, materialele pentru această carte au fost adunate de-a lungul a mai mult de 10 ani de zile. Lucrez cu, în mare parte am lucrat cu cărțile literare, cu romane, note de călătorie, însemnări cronici. Toate din drag de Chișinău. Toate din mare drag de Chișinău și în contextul unui proiect care se preocupă de promovarea imaginii orașului Chișinău și altor orașe din Republica Moldova. Noi două, un pic mai dincolo. Așa. Repede, repede, să mai spuneți unde se va afla, unde se va afla, unde va putea și desfășura. Ceea ce am eu acum este un semnal. Am anticipat un pic lucrurile pentru că am vrut să sărbătorim împreună cu întregul oraș în acest fel Hramul Chișinăului. Tirajul va apărea în curând la editura Prut Internațional și va putea fi găsit în librării și în bibliotecile orașului Chișinău. Cartea este susținută financiar de Ministerul Educației, Culturii și Culturii. Dar și... Da, asta a fost. Mulțumesc! Număr de nume, nume de rezonanță, pentru că sunt și autori ruși, autori români, dar și italieni, polonezi, care au consacrat paginile relatării impresiilor lor despre oraș. Și eu consider că e o lucrare care poate avea un impact asupra cititorului prin faptul că reușește să scoată în evidență momentele memorabile ale acestui oraș, componentele imaginii lui în dinamica schimbărilor, dar și totodată pentru un cititor atent poate servi drept un motiv pentru abordarea problemelor care vizează dezvoltarea orașului nostru. Așa că felicitări autoare și felicitări nouă tuturor în legătură cu... Da. O serie de evenimente sunt programate în cadrul sărbătorii Hramului Orașului Chișinău și unul dintre evenimente este această expoziție frumoasă, este un proiect de colaborare între Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău și Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Ion Creangă. Este vorba de un proiect de
conservare și valorificare colecției de foto negative din fondurile muzeului. În acest proiect au fost implicați masteranții universității și în baza acestei expoziții sunt alese cele mai importante fotografii a arhitecturii orașului Chișinău. Denumirea acestei expoziții este Chișinăul arhitectura de ieri și de azi și scopul expoziției este promovarea și valorificarea patrimoniului arhitectural. Vreau să ofer un cuvânt expertului proiectului, Andrian Cucereanu. Vreau să ofer cuvântul expertului proiectului, Andrian Cucereanu, care va prezenta această expoziție. Vreau să prezint scopul ca să vă arăt mai clar. Aceasta este rezultatul muncii. Practic, de jumătate de an au fost, asta e a doua expoziție care merge sub genericul fotografie, orașul, oamenii care le înconjoară și lumea, cum se reflectă prin arhitectura orașului. Și în partea a doua noi putem vedea niște fotografii care au fost alese din arhive, adică sunt niște, așa să spunem, negative care au fost scanate, ajustate și așa, acum noi putem vedea printate în această expoziție. Eu cred că va fi un interes deosebit pentru spectatorii noștri care vor vizita această expoziție, deoarece putem vedea edificii vechi care deja unele nu mai există și în comparație cum au ajuns ele în ziua de astăzi. Va fi așa ca o fereastră din trecut înspre ziua de astăzi. Această compoziție a fost făcută și în colaborare cu fotograful Iurie Focă, care a prezentat fotografiile clădirilor din cele mai importante clădiri din municipiul Chișinău. Prioritățile astăzi autonomul este, dar expoziția de fotografii a fotografului Iurie Focă a fost expusă și în cadrul Muzeului Național de Arte de Republica Moldova, dar prin această colaborare cu între studenții, între experții și chiar muzeografii, este una foarte importantă pentru valorificarea patrimoniului cultural. Mulțumim pentru că a fost organizată așa o expoziție. Stăpânilor acestui edificiu minunat și eu cred că asta nu e ultima expoziție care noi vom conlucra împreună și va fi tot timpul rezultat interesant pe viitor. Și vreau să mulțumesc și colectivul Facultății Arte Plastice și Design, sub conducerea decanul Facultății Ana Simac. Vreau să mulțumesc și cadrul didactic și sper pentru o colaborare în cadrul Muzeului de Istorie a orașului Chișinău.
Thank you.